să fie Domnul. Amin. Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi. Citim un cuvânt din Cartea Judecători, capitolul 6, începem citirea cu versetul 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub ștejarul din Ofra, care era al lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ne le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și i-a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mă bucur să fiu iarăși împreună cu dumneavoastră, dar așa că am Psalmul 2, mă bucur tremurând. Nu știam de întâlnirea aceasta și nu am pregătit niciun cuvânt de învățătură, ceva nou. N-am o predică nouă pentru dumneavoastră. Am încercat să apelez la una veche și mă aflu în situația când predică nouă nu am, iar pe cea veche nu mai știu, că am uitat-o. Și mă rog Domnul să-mi aduc aminte să vă spun ce vă e nou necesar. În al doilea rând, aproape că mai tare decât de predică, mă tem de întrebări. Pentru că întotdeauna eu am unele rețineri, că stau de vorbă cu tinerii, mi-am dat seama de la început că voi sunteți foarte inteligenți și mult mai bine pregătiți decât mine. Așa, dacă voi ridica și eu din umeri la urmă, să ne iertați și să ne credeți. M-am tot gândit ce să aleg pentru dumneavoastră, un cuvânt de învățătură. Și Duhul Domnului mi-a adus în amintire pasajul acesta. Văd aici o mare mulțime, băieți și fete, tineri, care ar putea să slujească lui Dumnezeu. Oricum eu sunt bucuros de fiecare, că erau destule locuri de distracție în Timișoara. Puteți avea multe alte preocupări, dar pentru faptul că sunteți aici, în casa lui Dumnezeu, în părtășie, și credem că Domnul Iisus este aici, eu vă felicit și vă binecuvintez în numele Domnului. Amin. Am ales pentru seara aceasta versetul 14, parcă, în care Domnul s-a uitat la Gedeon și i-a spus: du-te cu puterea aceasta. Sunt aici două entități prezentate: poporul Madian și poporul Israel, madianiții și evreii. Aceste două națiuni erau într-o mare rivalitate, într-o vrășmășie permanentă și nu căutau decât să se nimicească una pe cealaltă. Nu căutau madianiții decât să facă rău evreilor. Acum madianiții aceștia nu mai sunt. Dar duhul lor a rămas până în ziua de azi, pentru că duhurile nu mor. Și atunci când vorbim de credința în Domnul Iisus, de Biserica Domnului, există duhuri demonice care luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Cât un tânăr din ăsta mai filozof, așa veni, spune: frate Dragoș, ce părere ai de ce se vorbește? Există civilizații paralele, alte civilizații în universul ăsta? Eu spun, nu știu asta, că nu mă eu după, știu, Elifon Deniker sau nu știu cine, am citit cărțile lui, dar Biblia vorbește de Dumnezeu. Pavel a fost răpit până în al treilea cer, în sediu acela. Lucrurile pe care le-au văzut nu le poate să le explice. Biblia vorbește de îngeri,
Biblia vorbește de demoni, de diavol și duhuri necurate, înseamnă că în universul ăsta incomensurabil există alte forme de existență. Sunt duhuri. Ori în chip nevăzut, la nivel de duh, sunt luptele acestea. Și când ne uităm acum la Madian, cum lupta contra evreilor, prima dată a început în forță. A început să lupte în forță. Spune cuvântul Domnului că veneau și pustiau, umpleau țara cu cămilii lor ca nisipul mării și distrugeau recoltele, fugeau evreii, se ascundeau în peșteri, în văgăunile munților, că veneau madianiții cu toată forța. La ora actuală, diavolul lucrează și cu forța. Cea mai mare prigoană este în lumea creștină. Noi avem chiar din sat la mine o familie trimisă ca misionare în lumea musulmană. Ori oamenii ăștia sunt expuși în fiecare zi. Azi vorbeam cu cineva, am vorbit 45 de minute de o misiune din Niger, unde creștinii au gardă, sunt însoțiți pentru că musulmanii atacă, au atentate. Deci există și forță, lucrează diavolul și așa. Mulțumim Domnului că în România încă este libertatea asta și mă rog Domnului să o păstreze încă multă vreme. O altă modalitate prin care madianiți au luptat contra evreilor au fost când au apelat la magie, la obscurutism, la vrăjitorie, ghicitorie. Aduceți-vă aminte că Balac, fiul lui Țipor, a trimis după Balaam, fiul lui Beor, să vină bătrânii lui Madian și bătrânii lui Moab s-au unit, să vină omul ăsta ca să aibă ceva farmece, ceva de scântece, să-i blasteme pe evrei. Și la ora actuală există în lumea duhurilor pericolul ăsta. De aceea copiii pocăiților și pocăiții nu au voie să cocheteze cu vrăjitoria, cu ghicitoria. Și sunt cazuri când au fost și apoi o influență demonică au avut persoanele acestea. Fratele ăsta care l-am trimis noi ca misionar, a fost ofițer, a terminat Academia Militară, a luptat în Golf, a fost în trupele de menținere a păcii din Afganistan, cu câteva brevete, foarte bun ca militar. Acum s-a dus în misiunea asta și îmi spunea, frate Dragoș, păi eu acolo când mă duc, de exemplu, o săptămână sau o lună, am mâncat numai foarte puțin, ca să fiu înarmat cu Duhul Sfânt. Vinerea, spunea el, spre sâmbătă, stau în rugăciune de seara până dimineața. Și am spus, dar de ce dinul e efortul ăsta? Trăim într-o lume a vrăjitorilor. Și aici noi propovăduim Evanghelia și pe dealul de alături o grămadă de vraci fac tot felul de incantații și chiar există duhurile astea. Ori noi trebuie să fim mai tari ca el. El îmi spunea, eu acolo când mă duc, n-am voie să am nicio fisură. Trebuie să fiu plin de puterea Duhului Sfânt. Și au fost cazuri când acești vraci, conducători de triburi, au primit Evanghelia, s-au întors la Dumnezeu. Dar este lupta asta la nivel de duh. De aceea nici în glumă, nici din curiozitate, nu avem voie să apelăm la vrăjitorii, la ghicitorii, să urmărim zodiacul, horoscopul, să vedem ce prevestesc astele pentru noi. Acestea sunt lucruri interzise de Dumnezeu. Că în lumea demonică el influențează. Un alt mod de a lupta l-am găsit în numărul 25. Când copiii lui Israel locuiau la Sitim. Și modul prin care moabiții și madianiții au luptat împotriva evreilor a fost unul prin viclenie, prin amăgire. Mă gândeam la băieții ăștia care s-au născut ca niște nomazi. S-au născut în corturile lor, în tabăra lui Israel, care nu știau decât să meargă prin nisip, colbăiți. Și la un moment dat la Sitim, fetele din Sitim
au făcut un concurs de frumusețe, Miss Moab, și-au făcut grătare, și-au dat drumul la muzică, și-au strigat la băieții de la evrei, hai veniți la noi! Și băieții ăștia, speriați printre corturi și dune de nisip, încet, încet s-au apropiat. L-au poftit la mesele lor, la felul lor de închinare și i-au amăgit. Cred că metoda asta folosită diavolul are un randament mare pentru diavol. E cea mai eficientă la ora actuală. Amăgirea a mers până acolo când Moise plângea amărât acolo. Unul din băieți, din căpeteniile simeoniților, s-au dus, au luat o fată, s-au dus, au păcătuit cu ea în cort. E vorba de Zimni și Cobzi. Și au venit Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron. Au luat o suliță și au străpuns pe amândoi prin pântece și au încetat mânia Domnului. Până acolo i-au dus nesimțirea lor și îndrăzneala lor să păcătuiască în fața poporului. Vă spun, metoda asta e folosită de diavol cu mare randament. Când o fată e curtată de un băiat din lume și eu am vorbit cu o astfel de fată, am spus, măi, dar nu-i pocăit. Frate Dragoș, e mai bun ca un pocăit. Nu bea, nu fumează, nu-i om de distracție, e serios, e mai bun ca noștri la adunare sunt mai șmecheri câteodată și n-ai încredere în ei, dar ăsta e un băiat foarte serios. Măi, dar nu-i din poporul lui Dumnezeu, nu s-a pocăit el. În lume s-au dus și-i duse și în ziua de azi. Unii ei am spus, ai grijă, ai grijă, că diavolul e mai șmecher ca tine. Nu, frate Dragoș, nu mai este în adunare. Aveam odată un cunoscut din familie, un băiat foarte cu minte, și o găsit o fată din lume. Și când am vorbit cu el, zic, mă, nu e bine, mă, ia una din adunare, aceea e din lume. El mi s-a adresat că era rudă cu mine, nu spun ce grad de rudenie, și că e mai bună ca o pocăită. E foarte serioasă, e foarte deșteaptă și ultimul argument este olimpică la limba română. Dacă ai vedea ce poezii, ce e frumos scrie, și am spus, măi, nepoate, măi, ce poezii o să scrie asta toată viața, de ai să le reciți plângând, măi, ai să le reciți cu lacrimi, ai să fii un mare recitator. Până la urmă o înțeles, băiatul s-a despărțit și are o familie binecuvântată. Odată veneam de la o evanghelizare și trecând înspre sat, era târziu, la 11, aproape 12 noaptea, văd un băiat la noi din adunare, stă la ocazie. El îmi face semn, când mă vede, cred că i-a părut rău că a făcut semn, dar eu am oprit. L-am suit în mașină și am spus, ce faci? Dar el mă întreabă, de unde vii, frate Dragoș? Zic, de la evanghelizare, dar tu? Tot. Zic, da unde? Eu mă gândeam că pentru un sat a fost evanghelizare. Ce că nu am fost și am evanghelizat o fată, că nu-i pocăită și... Măi, băiete, măi, ai grijă cum e. A stat mult de vorbă cu el. Acum e căsătorit în adunare, în comitetul adunării, un predicator. Dar atunci avea un moment și dacă nu ești foarte atent, nu ești foarte atent, că diavolul e șiret. El e din... Cine știe de când e el? Cine știe de când e el? Cunoaște foarte bine mintea noastră, felul nostru de a fi. Și în felul ăsta, madianiții au atras în cursă pe evrei. Și acolo a fost o catastrofă. Mii de oameni au murit atunci. Din pricina a unor tineri care nu s-au putut înfrâna și n-au putut fi stăpâniți. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Și să ne păzească de cursele celui rău. A spus că Madian ori luptă cu forța, ori apelează la tot felul de mijloace din astea păcătoase, la nivel de spirit, la nivel de ghicitorie, ori folosește metode de amăgire, te ia cu binele. De fapt, Balaam nu a putut să blasteme pe Israel, că nu l-a lăsat Dumnezeu.
Dar spune în Noul Testament că l-a învățat să pună o piatră de poticnire și a spus așa lui Balac: măi, de ăștia blestemul nu se prind. Eu vă spun și vouă, nu se prinde blestemul de voi. Dar putem face noi o șmecherie. Îi spunea Balaam, dacă îi faci să păcătuiască, Dumnezeu se îndepărtează de ei și atunci sunt foarte vulnerabili. Și asta s-a întâmplat la Sitim. I-a făcut să păcătuiască, să se abată mânia lui Dumnezeu asupra lor și să piardă autoritatea și puterea. Acum, având în cazul ăsta, m-am oprit la versetul 14, când Îngerul Domnului se uită la Gedeon, la frământarea lui și îi spune: du-te cu puterea aceasta pe care o ai. M-am oprit la expresia aceasta, du-te. E o trimitere în lucrare, e o trimitere în slujbă, e o trimitere la lupta aceasta duhovnicească. Și când a spus eu du-te, m-am gândit la două lucruri în trimiterea aceasta. La traseul care trebuia să-l parcurgă și la atitudinea pe care trebuia să o aibă. Și haide să le luăm pe rând, așa. Când spune Dumnezeu lui Gedeon, du-te, sau când vă spune eu vouă, duceți-vă, sau îmi spuneți mie poate îndată, du-te tu mai degrabă, așa, înseamnă că eu plec dintr-un punct și ajung în alt punct. Unde, cum, care-i traseul pe care o trebuie să-l parcurgă Gedeon? Și prima dată eu am spus că l-a trimis din singurătate în societate. Am pus așa ca să aibă rimă, știi? Și ușor de țin munte. Din singurătate în societate. Gedeon era singur. Viteazul ăsta sta ghemuit sub stejarul din Ofra și bătea niște grâu în piu, nu știu dacă știți ce e aceea. Poate știți, e un vas așa de pământ și cu altceva albaț ca să facă făină. Și el sta singur acolo, n-avea companie, când a venit Îngerul Domnului, l-a găsit singur sub stejar. Și i-a spus, Gedeon, du-te! Știți de unde l-a trimis? Gedeon era ascuns de frica lui Madian. El se temea de Madian. Știți unde l-a trimis Dumnezeu? La Madian. Voi aveți lucruri poate de care vie teamă. Aveți așa o frică. Unii preferă să fie singuri în camera lor, sunt un fel de antisocial, nu se pot relaționa, sunt prea timiz câteodată. Dar starea asta nu e foarte bună. Dumnezeu spune, măi, nu sta singur aici, du-te, și apoi el se duce în casă, că atunci când predicam altă dată de Gedeon, vorbeam de întâlnirile lui Gedeon. Și a spus, Gedeon și Dumnezeu, Gedeon și frață, Gedeon și vrășmașă. Are trei întâlniri mari. Și Gedeonul trebuie să se ducă din singurătatea lui acolo, la aceea. Să l-o trimis Dumnezeu exact la lucrurile de care se temea el. Există o teamă de suferință. Unii se tem. Noi, e o teamă de prigoană. Eu... Stai că am învățat o poezie acum cu centenarul, dar uite, nu m-am gândit la dânsa. O spus un bătrân, are 90 și ceva de ani, la care părinții au fost condamnați amândoi la Cernăuți pe 25 de ani, ca și bunicul meu. Și bătrânul când a ieșit la învon, a zis că, frate Coroamă, spune-mi ceva. Și bătrânul a zis că, măi, slava strămoșească pe strămoși slăvește, în zadar nepotul cu ea se mândrește. Ei, cam așa suntem și noi. Unii suntem de prigoană, acum nu-i multă prigoană, dar pe aici, pe acolo, sunt prigoane. Noi am avut fete în sat, cel puțin o fată care s-a pocăit, studentă, dintr-o familie bună, și părinții s-au scos de acasă. I-au pus valiza, după ce au tras frații ei o bătaie, că erau preoți ortodoxi amândoi, o scos-o de acasă. Fata asta s-a căsătorit la noi în sat. Noi și mireasă de la ea. O ieși mireasă de la o familie care o luat-o ca să... Și îi mulțumim Domnul, trăiește bine, are familie. Două surori, amândouă cu facultate, amândouă pocăite.
Și viața asta a fost grea pentru ele, prigonite, acum nu mai avem. Eu spun, bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. Mama îmi povestea, Dragoș, când aveam câțiva anișori, făceam de strajă, pândeam, că frații erau la noi în casă la rugăciune și fiind mic am fugit în bucătărie să mănânc o bucată de pâine și când am ieșit afară, jandarmii erau în curte. Și am văzut cum l-a luat pe tătuța, l-a smuls afară, a vrut să-și iei bocanci, că era în februarie. Și i-a spus jandarmul, nu, cu Dumnezeu tu mergi disculț. Și a mers disculț pe gheață, zăpadă, până la Cernăuți. L-a condamnat la 25 de ani, din care a făcut 4 ani și 8 luni. Și aproape după 5 ani a venit acasă. La unii e teamă de suferință, Matei 24:9, vă vor da să fiți omorâți, vă vor vinde, știți acolo tot ce scrie. Ei, unii se tem de asta. Dar n-ar trebui să se teamă. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem mai mult ca biruitori. Nu vă temeți de suferință, că veți suferi pentru credință, pentru pocăință, pentru lucrare. Dumnezeu ne păzește. Altora le teamă de eșec. Măi, m-aș duce, dar dacă nu-mi iasă. E de unde asta se temea? Eu sunt cel, familia mea e cea mai mică, eu sunt cel mai mic, cu ce să izbăvesc, Doamne? Așa se plângea și Moise, știi, eu sunt gângăv, Doamne. Eu m-am gândit că Domnul face o minune, cel care a făcut limba, nu-l putea vindeca pe Moise? Și nu-l vindecă, spune, l-ai pe frate tu. Eu cred că Moise era gângâit, că el îi vorbea lui Aron și Aron, că celălalt nu înțelegeau. Ieremia spune, Doamne, sunt doar un copil. Și Domnul spune, nu spune că ești un copil. Adică diavolul de ce alege și copii și tineri ca să păcătuiască? Ca să păcătuim îți bun tineri? Și ca să slujim lui Dumnezeu suntem prea tineri? Unora le e teamă de eșec. Dar nu ar trebui să avem teama asta. Dumnezeu să îndepărteze teama asta. Eu cunosc o fată tânără care cânta foarte, și cântă foarte frumos. Și i-a spus, măi, tu cânti așa de frumos, de ce nu cânti o cântare în adunare? O pus să cânte la solul, la cor și o refuzam. Zice, de ce nu cânti o cântare? Frate Dragoș, mă tem că mă nec. Dar dacă mă nec când cânt, mă nec acolo la microfon. Zice, mă, dar de ce nu te temi că te neci când mănânci? Doar la mâncare te neci mai repede ca la cântare. Ce-i cu teama asta nejustificată? Teamă de eșec. Pe mine când un frate să mă pui la predică și i-a spus, frate Gheorghiță, nu mă pune că eu nu pot predica. Și el mă întreabă, dar de câte ori ai încercat? Băi, n-am încercat. Dar de unde știi că nu poți? Știi teama asta de eșec, dacă aș traduce o leacă la viața tânără? Aș avea ce poveste. Am un prieten bun, un recitator de renume, în tinerețe foarte credincios, foarte pocăit, ca și acum. În grupul lor era o fată care cânta foarte frumos. Și-au misionat mult, 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 până când fata l-a invitat, a spus, nu vrei să vii la logodnă la mine? Și el a făcut o glumă și a spus, aoleu, eu mă gândeam că te logodești cu mine. Și ea îi spune, și eu multă vreme m-am gândit așa, dar nu mi-a spus niciodată, nici nu mi-a dat de înțeles, anii trec și mă mărit. Asta mi-a povestit mie. Zic, băi, am avut așa, băi, așa am fost de ticălos. El se temea să nu-l refuză. Dar dacă o întreb, vrei să te căsătorești cu mine? Și ea spune, nu. Teamă de eșec. Alte fete se mai îndrăzneță. Cunosc în Suceava o tânără, o oprit după adunare pe un băieț și a spus, Ionel, eu nu spun povești, eu spun exact, Ionel, vreau să mă mărit. Tu ce spui? Ăla un băiat foarte timid, că de aceea s-a și dus a hotărâtă. A spus, mărite-te tu, dar ce am eu cu tine? Nu așa, mă, nu așa. Eu vreau să mă mărit cu tine. Părinții tăi sunt de acord? Maică ta ce spune? N-am întrebat-o. Măi, du-te acasă, întreabă părinții, mâine seară ne întâlnim aici. S-a întâlnit și Ionel îi spune, da, mama n-are nimic împotrivă, hai să facem actere. Au făcut actere, s-au căsătorit,
Au avut 6 copii și Ionel nu de mult a trecut din viață. Și am spus la unii băieți, că am și eu din ăștia care, băi, trebuie să vii, să învăț eu o fată, să vii la voi, să vă ceară în căsătorie, că doar timpul trece, nu? Dar unor băieți le teamă de eșec. Văd așa câte o fată, mi-ar place. Dar dacă mă refuză? Dacă mă refuză? Ei, și teama asta de eșec care se manifestă din plin în rândul tinerilor, că așa ajung tinerii până la... Odată era o întâlnire cu tinerii, un frate ținea întâlnirea și vorbea de căsătorie, de vârsta cea mai optim pentru căsătorie. Și vine un bilet. Frate, nu-i spun unii că voi chiar îl știți pe ăsta. Care ar fi vârsta cea mai potrivită? Între ce ani ar trebui un băieț în soare? El spune, măi, de la 20 la 26, cam așa zic eu. Dar un băieț, nu așa, ma tale, la cât e însurat? Păi așa cum am spus, la 20 și 16. El s-a însurat exact la 36 de ani. Pentru că i-a fost frică, ani de-a rândul s-o ceară în căsătorie. Bun, o lăsăm cu măritișul, că doar voi nu vreți măritate acum. Hai să vorbim de trimiterea în lucrare. De aceea care se tem de eșec. Nu mă pune la predică, că nu pot. Nu mă pune la o cântare. La mine e un frate căsătorit cu copii. Frate dragul, dacă mă pui odată la rugăciune, eu mi-e și din adunare. Și teama asta nu este bună. Alții se tem de responsabilități. Citiți Matei 25:25. Mă, ce-ai făcut cu talentul? Mi-a fost frică, știu că ești aspru, l-am învelit în ștergar, l-am ascuns, uite el înapoi. Dar nu e așa. Când te trimite Domnul lucrare, în adevăr, ai niște responsabilități. Dar dacă Domnul e cu noi, ești îmbiruitor. Și când te căsătorești, ai niște responsabilități. Am un prieten, v-am tot spus de el, Axente Octavian. Îl sună cineva, o femeie, o fată, un glas feminin. Frate Octav, roagă-te pentru mine. Băi, o dată, două ori, de 10 ori, ăsta Octav, asta atâta zău mă pune să mă rog, nici nu știu cine, nici cum, dar eu nu mai pot face treabă, să mă roagie pentru dânsa. Și s-a hotărât că nu mi-a răspunde la telefon. Mă, și nu-i răspunde aproape o lună de zile. Sună odată și nevastă lui Octav spune, cine mai răspunde, mă, cine știe ce necaz are? Răspunde Octav de la celălalt cap, începe a plânge, nu mai vrei să răspunzi, te-ai săturat de mine, nu mai vrei să spui o rugăciune pentru mine. Băi, fată, nu știu cine ești, ma tale, ce soră, câți ani ai, uite, am să mă rog pentru tine, sună-mă de seară, dacă mi-arată Domnul ceva, spun. Se roagă, aia sună de seară. Măi, uite, am văzut o vedenie. Se făcea că din străinătate venea un băiat, intra în România cu intenția să vină la tine. Dar de fiecare dată n-avea curajul, se temea și se ducea înapoi. Am văzut că lucrul ăsta s-a întâmplat de 3 ori. Acum, de la capătul celălalt, frate Octavian, eu nu sunt căsătorită. Eu sunt nemăritată, am, nu știu, la vreo 30 de ani, era de prin Cluj, vorbesc de multă vreme cu un băiet. Și el îmi spune, uite, data viitoare vin la părinții tăi să te cer. Ultima dată a ajuns până la Timișoara, de la Timișoara a plecat înapoi, că se teme, dacă ne însurăm, ce mâncăm, unde stăm, unde trăim. Și a spus că băietul ăsta, că el te cunoaște prima tale. Băi, dacă mă cunoaște, spune așa. Toți care s-au căsătorit au murit de foame. Cum se căsătoresc, cum mor de foame. Stau pe sub poduri, stau pe sub pomi, n-au inorocire. Așa să-i spui, că am spus eu. Măi, și fata asta îl sună, că îi vorbeau tot. Uite, fratele Octav a văzut lucrarea asta și a spus că toți care s-au căsătorit, toți mor de foame. N-au un să știi, cu timpul mor toți, nu se descurcă niciunul. Băiatul a venit la dânsa, a cerut un căsătorim, a făcut nuntă și Octav spune, amu că e fericită, nu o mai sună. Amu s-a văzut cu saci în căruță. Unora le este frică
de responsabilități. Dacă mă însor, atâtea am pe cap. Eu am nepot de 40 de ani, să știți, necăsătorit. Dar nu ridicați mâna că vă măritați, că nu știu dacă reușiți. El are lumea lui, lucrează unde lucrează, e pe calculator, rost are să mă însor. Că dacă te însori atâta de greu, dacă există aici teamă de responsabilități, există și în lucrarea lui Dumnezeu. Păi dacă intri la cor să cânti, du-te la repetiții, dirijorul îți mai face cu mâna câteodată, îți face semn, cântă mai încet, n-ai voie să lipsești, fii îmbrăcată cu vincios, că așa e frumos în adunare. Ai niște responsabilități și de teamă că n-ai să le poți împlini, nu împlinești porunca aceea, du-te! Du-te! Din singurătate în societate, ieși din camera ta, ieși de pe calculatorul tău, du-te, socializează, înscrie-te într-un grup de slujire, fă ceva pentru Dumnezeu, du-te, te temi de Madian, du-te la Madian, că vezi că Madian trebuie să teamă de tine. Soția aici. Eu când făceam la CFR-ul, mă schimbam într-o gară în Suceava Vespe la ora 2 noaptea. Și ea spune, măi, la ora 2 noaptea mergi și dormi la dormitor, la CFR-ul? Zic, nu, mă duc la sora mea în oraș, că e mai aproape. Și ea spune, și cu ce mergi? Pe jos, nu avem mașină. Mă, dai departe. Nu, că eu pe cărare, prin pădure și imediat ajung. Și ea spune, auzi, te rog frumos, nu mai îmbla noaptea la 2 prin pădure. Dar de ce mai fata? Mă, dar tu nu te gândești, poți fi un om rău prin pădure să te aștepte. Băi, hai să judecăm logic. Să spune că la ora 1 eu merg prin pădure, eu chiui, fluier, când plăcea cum se aude. Dacă e un om rău, de ce să nu se teamă el de mine? Spune, vă, vine unul urlând prin pădure. De ce să nu fugă el de mine, de ce să fug eu de el? Ei, cam așa e și cu asta. Eu vă spun așa zâmbind, de ce să nu tremure diavolul din noi? Că noi avem pe Duhul Sfânt, avem îngeri, avem pe Hristos, avem ungeri, avem trimiterea. De ce să ne temem tot noi de El? Nu slujesc când mă tem. Nu, eu când slujesc să team El. Doamne ajută! Dacă ar fi să vorbim de frică, numai doar o paranteză. Există trei duhuri care generează frica. Duhul lui Dumnezeu, Duhul omului și Duhul diavolului. Toate astea trei duhuri generează frică. Duhul lui Dumnezeu aduce o frică care se cheamă frica de Domnul. Și o întâlnim asta, frica de Domnul. Psalmul 111, versetul 10. Frica de Domnul, începutul înțelepciunii. Isaia 11 cu 4. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Deci Duhul lui Dumnezeu aduce în noi frica de Domnul, recomandată și recompensată de Dumnezeu. Acum venim la al doilea segment, frica omenească. Pentru că și omul are un duh în el, da? 1 Tesaloniceni 5:23. Și Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin, Duhul, Sufletul și Trupul. Frica asta omenească este o frică rațională, plecată din rațiune, din judecata noastră. Ea începe de aici, de undeva, și continuă, merge, are o marjă în care trăim frica asta omenească. Eu am așezat frica între prudență și panică. Prudența e binevenită, a fi prevăzător. Dacă nu ești atent și nu ești tare în psihicul tău, aluneci în panta cealaltă a spaimii, în panică, și asta nu-i bună. Din prudență s-au născut normele de protecție a muncii. Eu am spus, eu iarna pe polei, mă tem să merg cu cauciucuri de vară. Și știți de ce mă tem? Că după ce am luat permisul, am mers 100 de metri cu spatele înainte într-o curbă. Fără experiență, fără cauciucuri, până m-am lovit de o bordură. Și de atunci am spus, măi, nu, eu mă tem. Asta înseamnă că-s păcătos? Vă dau multe exemple când am o teamă, am o frică. Dar nu-i decât prudență.
Și asta e recomandată. Mintea mea, logica mea spune, fii atent. În momentul când alunec în partea cealaltă în panică, o teamă nejustificată, de aici încolo spuneam că e frică diavolească, duhuri de frică. Și Doamne ferește careva să fie prins de duh de frică. Eu am așezat frica între real și imaginar. Voi n-aveți motive să vă temiți în seara asta. Vă temiți tare acum aici în adunare? Aveți ce mânca, aveți cu ce vă îmbrăca, aveți unde dormi, aveți. Nu vă temeți. Știți de ce vă temeți voi? De ce se poate întâmpla mâine? Predicam aici undeva cu o soră în vârstă, m-a chemat că cu niște frați, cât tare e să teme, să teme să doarmă noaptea. Și am spus, soră, până la urmă, matale, de ce te temi așa de tare? Și ea spune, frate Dragoș, mă tem să nu vii Putin la mine. Era început, măi, soră, dar are Putin grijă, matale, e în Kremlin acolo, n-are Putin de lucru, dar de când a pornit războiul, nu pot dormi, că dacă vine într-o noapte la noi. Asta e o teamă nejustificată. Asta e o teamă nejustificată. Și duhul ăsta de frică, să știți că influențează. Influențează și pe alții. Eu cunosc multe, multe, multe cazuri când... Recent ne-a chemat o soră, mama, 6 copii. Frate Dragoș, rugați-vă pentru mine. O plecat cu copiii, că bărbatul era plecat undeva la lucru. Copii, hai să ne suim mașină, să mergem, mâncăm o pizza. La jumate drumul s-a întors înapoi, că cine știe ce se poate întâmpla la pizza. Ei, și spun copiii ei mai mari, suntem terorizați, mama se teme. De ce te tem? Nu știu de ce mă tem. Un prezbiter, tata, 10 copii, se temea să meargă noaptea la baie, scula, trezea soția, hai să mergem la baie. Și aici nu mai de zâmbit, aici nu mai nimic de râs. Și când au fost frații, s-au rugat la apartament, dar nu știu ce etaj, i-au coborât până jos, o stat de vorbă cu ei și au plecat singur înapoi. În diaspora, nevasta, de fapt mai multe soții a slujitorilor erau prinse de frică. Un păstor spune, sunt chinuit. Trebuie să mă duc dimineața, îmi duc copii, mă duc la lucru, mă duc la amiază înapoi, fac cumpărături, soția se teme să meargă până acolo la magazin. Când au venit frații, au făcut o rugăciune pentru ea, știu exact cazul, până au mai stat frații de vorbă, ei au luat o plasă și bani, s-au dus la magazin, au făcut cumpărături, au venit înapoi și au spus, vai ce bine să nu te mai tem. Pentru că există Duhul lui Dumnezeu care naște frica de Domnul. Există Duhul omului care generează o frică omenească din rațiunea noastră, dar aici dacă nu suntem atenți și alunecăm în partea asta lantă, de aici ne apucă Duhul Diavolului și produce o frică din asta nejustificată. Îi spune împăratul spaimelor, 2 Timotei 1:7, Pavel spunea, noi n-am primit un duc de frică, de chipzuință, de putere, de dragoste, Doamne ajută-ne în asta. Vorbim de traseul lui Gedeon. Din singurătate în societate. Fără teama aia de suferință, fără teamă de eșec și fără teamă de responsabilități. Cu gândul ăsta intrăm în slujirea lui Dumnezeu. Al doilea traseu pe care l-a parcurs Gedeon. De la idol la Dumnezeu. Că i-a spus îngerul, du-te, taie, nimicește altarul lui Baal, taie parul închinat Astartei și-o făcut. Gedeon a luat 10 oameni, toți s-au temut un pic, s-au dus noaptea, au făcut asta, au dus jertfă. Când s-au trezit ăia dimineață la încetate, mai cine au făcut? Făcut cercetări, Gedeon, fiul lui Iasu, a făcut asta. Ui, să vină și-a putat să om cu minte. Mai da, e treaba voastră să-l apărați. A venit să Baal, de-aia spus. Ierubală. Frații mei, când vorbim de idol, și aici nu insistăm foarte mult, un idol poate fi o înfățișare a unei zeități. Idolești, străini, un Dumnezeu străin. Un idol poate fi și o stare a inimii. Pentru că spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 5, așa, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea
și lăcomia de avere care este o... Îi prins careva din voi de lăcomie de avere? Din generația tânără își face unul un ideal ca să aibă un serviciu grozav, să-și facă o casă, să aibă o mașină. Sunt fete aici materialiste care se uită întâi la mașină, după aceea la băiet? Întreb, pentru că nu știu, na, eu străin la Timișoara. Ei, și atunci unii își fac un idol prin lăcomia lor de avere. Și sunt generații tinere care studiază și foarte bine, învață și foarte bine, singurul lor scop este să aibă avere, să se poată afirma în fața cuiva. Eu am o predică specială, am numit-o lăcomia de avere. Și după ce am făcut predica asta, m-am dus în bivodărie, care nu a fost acolo, încă nu știe ce-i frumos. O zonă extra, oameni foarte bogați. Și am spus așa smerit, fraților, am o predică, se cheamă lăcomia de avere, îmi dați voi să predic aici? Și nu spune nimeni nimic. Și eu spun, nu, dacă nu mă lăsați, bun, mă duc cu ea la Vaslui și predic. Și apoi unul zice, nu te mai duce la Vaslui, acolo oameni foarte, predic cu totuși aici. Este careva cuprins de dorința de îmbogățire? Că lăcomia în dicționarul român, am fost interesat, ce scrie în dreptul lăcomie? Și acolo scrie o dorință necumpătată de câștig. Parcă era pocăită la care, breabă, la care a scris acolo. O dorință necumpătată de câștig. Asta e lăcomia de avere și lăcomia de avere este o închinare la idol. Apoi dacă luăm idolii, ce este un idol? Orice iubești mai mult ca pe Dumnezeu e un idol. Poate fi o ființă, poate fi un copil, poate fi un partener de viață, poate fi ceva din tehnica asta, căreia îi aloci timp și sentiment mai mult decât lui Dumnezeu. Este careva care stă exagerat pe tabletă? Este unul care stă pe calculator mai mult decât pe genunchi? Să fie oare la elim așa ceva? Este unul care își face idol din mașină? Eu am fost în diaspora odată la un frate pocăit, când te suiei la el în mașină, dădeai pantofii jos și pe jos avea o petică albă așa, nu te lăsa încălțat în mașină. I-am spus, dar ce ai? Băi, frate Dragoș, curățenia e acasă. Curățenia e bună, e recomandată. Domne, idol, mașina aceea era așa. Și câți idoli moderni nu sunt acum, Dumnezeu să ne păzească de ei. Ce facem cu idoli? Scrie încât în 1 Corinteni 10:14. Fugiți de idol. 1 Ioan 5:21. Copilașilor, păziți-vă de idol. Ba încă Ilie odată își bătea joc în cartea împărați de Baal și a spus, măi, strigați, poate dormi, poate în călătorie. În Exod 23 spune, dărâmați-le capiștere, dărâmați idolii ăștia, ca să nu vă întinați. Gedeon a parcurs un drum, de la idolatrie, la Dumnezeu adevărat. Că nu putem să slujim Domnului și să slujim și lui Mamona. Nu putem sluji la doi stăpâni, Matei 6:24, da? Ori iubim pe unul, disprețuim pe altul, știți dumneavoastră. Noi trebuie să fim dedicați lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta. Și apoi când am spus eu că am parcurs drumul ăsta, de la neînsemnat la valoros, un alt traseu. Ce făcea viteazul ăsta? Bătea un pumn de greu, pac, 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 de seară fac o turtă. Grozav viteaz, avea de seară făină să fac o turtă. Și Dumnezeu spune, Gedeon, tu nu ești pentru asta. Tu ești mai să fii căpetenie, să fii judecător, să fii biruitor. Nu vă mulțumiți cu puțin, cu lucruri neînsemnate. Mi-aduc aminte de Saul care a pierdut măgărițele și s-a dus la Samuel, n-ai văzut măgărițele mele? Și uite Samuel, uite pe împăratul lui Israel. El s-a dus pe măgărițe, s-a întors înapoi împărat. Că de multe ori noi căutăm măgărițele, dar Domnul are alt plan mai mare cu noi. Mi-aduc aminte, acum trebuie să vă spun, au ajuns frații lui Iosif în Egipt și
Iosif era mare demnitar, al doilea după faraon, el era guvernator acolo. I-a pus într-o cameră și acum frații sfătuiau între ei, ne-a pus aici ca să ne fure magare. Băi, doresc să avem niște magari slavi veniți din Canaan, că acolo era foame, numai coaste și coada din magari, și faraon era... Cred că vrea să ne fure magari. Citiți în Biblie, că în Biblie scrie ce vă spun eu. Deci Dumnezeu voia să le facă bine și cu lucruri de nimic. Așa și cu noi. Noi stăm și ne pierdem vremea cu lucruri fără importanță, fără însemnătate. Și Dumnezeu ne cheamă la lucruri valoroase. Vreți să parcurgeți traseul ăsta? Să trecem prin traseul ăsta? De la lucruri... Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate acestea, care știe? Mi se vor da pe deasupra. Credem? Facem? Mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și dacă mai întâi căutăm împărăția lui Dumnezeu, acestea ni se dau. Vă mai aduc aminte de un om. Era omnit Ahab. L-a biruit pe împăratul Asiriu, a venit acasă, general pe lângă el, tot acolo, cu cai, cu armăsari, bucuroși, un învins. Când trece Ahab acolo, vede acolo un șanț, un băiat, un tânăr, bandajat atât la cap și lovit, și strigă: împărate, împărate, ajută-mă un pic! Îl strunește calul, ce vrei, măi? Zic că eram pe câmpul de luptă și când mă luptam acolo, a venit un tovarăș de-al meu și mi-a dat un prizonier. Și a spus, răspuns pentru el, viața lui pentru viața ta. Și a plecat. Și pe când robul tău, scrie Împărați 20 cu 40 versetul, făcea câte ceva încoace și încolo, o fugi prizonierul. Și Ahab îi spune: tu ai rostit sentința. Tu te-ai judecat singur. Atunci, băiatul ăsta scoate bandajele și vede Ahab că ăsta era un fiu de proroc. Și băiatul ăsta bandajat îi spune, cum m-ai îndrăznit să dai drumul ce vrășmașului pe care eu l-am dat în mâna ta? Dar eu revin la versetul 40. Pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, ce făcea? Care știe? Nici el nu știe ce făcea. Nici el nu știe. Făcea câte ceva încoace și încolo. Eu am mai spus într-o adunare, eu știu ce făcea. Ce faceți voi joi seara când nu veniți adunare? Cam aceea îi făcea și robul ăsta. Că eu sunt de la țară și am spus, mai dau o mână de grăunță la găini și mă duc să strâng ouăle și mă duc să mai văd prin grădină dacă s-o mai copti părușă și vin înapoi acasă că am pierdut adunarea. Și mă întreabă frate, dar nu te-ai văzut? Am făcut câte ceva pe acasă. Lucruri fără însemnătate. Ne mănâncă timpul. Și în loc să avem parte de lucruri valoroase, așa, noi, Dumnezeu l-a trimis pe Gedeon, de la lucruri neînsemnate la lucruri valoroase. Mai scrie în cartea 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe cele care nu se văd sunt veșnice. Noi trăim în două lumi paralele. Lumile astea coexistă, adică sunt în același timp. O lume a materiei și o lume a Duhului. Noi trăim în lumea asta materie. În Evrei, capitolul 11, versetul 3 spune: prin credință știm că toate lucrurile s-au făcut, cele care din lucru care nu se văd, nu? Tot ce se vede din lucruri care nu se văd. Cum adică? Tot ce se vede din lucruri care nu se văd. Ăștia au râs de teoria asta. Până când a venit Marie Curie și Lavoisier și s-au constatat stările de agregare a materiei și au văzut că sunt stări de agregare solide, lichide, gazoase, știți dumneavoastră. Și starea asta e făcut din molecule, ăsta de aici. Substanța e din molecule. Moleculele sunt din atom cu proton și neutron, sarcini negative, pozitive. Arătați-mi, vă rog, protonii din de aici. Tot ce se vede e făcut din ce nu se vede. Că asta spune Scriptura. Dar rețineți, există un raport de subordonare.
lucrurile care se văd sunt condamnate să treacă. Și adunarea asta într-o zi va trece. Și casa ta, și mașina ta, astea toate sunt condamnate să treacă. Spune 2 Petru că va fi un cataclism cosmic. Cerul va trece cu trosnete, trupurile ceresc ortopii de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Credem asta? Eu cred că așa spune Scriptura. Eu aveam odată o poveste frumoasă. Când am fost în America, ne-o luat cineva într-o casă, pe nu știu câți acri, acolo nu-i cu hectarele, o casă mare cu 6 intrări principale. Era ca o piuliță cu fântâni arteziene, cu parcuri de mașini. Eu m-am dus cu fratele Liviu Eugeniu, care îl cunoaște, doi moșnegi, am ajuns acolo. Am lăsat papucii la ușă, fraților, aici e camera voastră. Ne-a arătat camera, ne-am dus să mănâncăm, în casă avea niște punți suspendate, așa, care trecea așa cum mai trece podul peste biega, o casă mare. Când am vrut să plecăm la adunare, m-am dus la ușă, n-am găsit papuci. Și am spus, fraților, dar aici la voi se fură papuci, uite aici i-am lăsat. Frate Dragoș, nu pe acolo a intrat, uite pe aici a intrat. Papuci erau acolo pe unde a intrat, dar eu m-am pierdut. Și el spune că, ce îți place casa asta? Dar era un pic de mândrie. Și eu zic, frate, stai un pic. Și eu am casă. Eu am, în sat, la mine am casă. Știi care e diferența între casa mea și a ta? Și el spune, care, frate Dragoș? Când o să ardă toate lucrurile, de la tine o să iasă un pic de fum mai mult ca la mine. Cam asta e. O pus el așa, tare s-a întristat, că de remarca care am făcut eu. Există două lumi paralele. Lumea asta care se vede trece, frate, și hainele tale de firmă, și mașina, și tot ce ai, casa, vila, astea sunt condamnate să ardă. Dar sunt lucruri care rămân veșnic. Și Pavel spune, noi nu ne uităm la astea, ne folosim de ele când ne-l-a dat Dumnezeu, dar sunt lucruri care rămân veșnic. După acele să umblăm noi. Dumnezeu să ne ajute. Când vorbim de expresia asta, du-te, aș fi vrut să vorbesc mai mult de traseul pe care l-a parcurs Gedeon, e traseul nostru. Că Dumnezeu mi-a spus și mie într-o zi și spune și ții, văd aici o grămadă de băieți tineri, să dea Domnul să ajungi slujitori, proroci, predicatori, cântăreți, să lucrați în câmpul Evangheliei. Dar du-te, că dacă vrei să vorbesc de atitudine, acolo trebuie disponibilitate. Trebuie să fii disponibil pentru asta. Că dacă niciodată nu ai timp, cum ai să fii slujitor și slujitoare? N-am timp să vin la cor, n-am timp să vin la orchestră, n-am timp să vin la studiu, n-am timp să vin la stăruință, n-am timp să vin la adunare. Nu, dar unde e disponibilitatea? Că fiii lui Zebedei, când i-a spus, Domnul, veniți după mine, o lăsa bărțile acolo și a spus, luați-o, vindeți pește, făceți, noi ne ducem după Mântuitorul. Asta trebuie. Și când îți spune du-te, apoi du-te, că îți trebuie disponibilitate, îți trebuie responsabilitate, că Gedeon a spus, măi, dar eu niște oameni cu mine, îi dau mâna lui Madian, Doamne, nu te spăra pe mine. Hai să pun un semn cu lâna, știți dumneavoastră, în două nopți la rând. În Moțca, undeva pe la Tătăruș, Iași, s-a pocăit un băiat tânăr, plin de râmnă, plin de elan, la aproape de miezul nopții, bate în geam la conducătorul de adunare, spune, ce? Frate, tu dormi? Hai să scotem draci! Ăsta se uită la el, mă, ce cu tine? Măi, ne-a chemat Domnul lucrare, mă, tali dorm, nu-l putea liniști pe băiet. Măi, băiete, dar nu e așa, că îți trebuie un pic de responsabilitate când te duci. Gedeon mai lua oameni cu dânsă. Știți câți oameni au plecat inițial? 32.000. Și apoi s-a făcut o selecție, a fost o primă strigare. Cine-i fricos să plece acasă? Știți cât a plecat? 22.000. Eu îmi imaginam așa, că era acolo un băiet, băiat în soare. Și a venit Gedeon să-l iei la oaste. Și a luat calul din grad și traista cu mâncare și arcul și așa, se duce la prietena lui și spune, eu mă duc la luptă, mă duc să mă bat cu Madian. A doua zi, duce calul în grajd,
pune arcul în cui, nu știu, mâncare, o mâncat-o sau nu, dar de ce e înapoi, mă? Oare ce-o spus? Oare ce-o fi spus? Eu fost deam, nu? O găsit el, nu era calul potcovit, poftim. O găsit el un motiv. 22.000 de fricoși. O mai rămas 10.000 și apoi Gedeon iar, eu ales cum i-a spus Domnul. Dar îți trebuie și responsabilitate și îți trebuie promptitudine. Voi când aveți de gând să lucrați mai mult în câmpul Domnului? Când aveți de gând să vă scrieți într-o formație de aici, din adunare? Când aveți de gând să declarați un război total vrăjmașilor? Mâine? Săptămâna ce vine? De la 1 decembrie? Sau de astăzi? Că Dumnezeu i-a spus lui, Domnul Iisus i-a spus lui Petru, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine. Vino, bă, știi ce a făcut Petru? O sări din barcă, că până nu cobori din barcă, n-ai cum să mergi pe ape. Asta e o lucrare a credinței, dar începeți de azi, nu de mâine. Dumnezeu să ne ajute, amin? Trebuie promptitudine. Vine un înger din cer la Maria. Plecăciune ție, că ai s-o făcut mare har, vei fi așa, așa. Și îngerul stă, nu se duce. Așteaptă răspuns. Și Maria stă acolo, o fecioară, timidă, primește vestea. Și îngerul se uită, vrea să ducă răspuns, tot cerul aștepta răspuns. Era planul de mii de ani al lui Dumnezeu. Și stă Maria acolo, nu tată, nu mamă, nu comitet, nu preot, și îi spune, facă-se după cuvântul tău. Și zboară îngerul în cer, spune, Maria o acceptat, va naște pe Mesia, vin sărbătorile. S-a așteptat de la Maria un răspuns și Maria a spus, da, atunci a spus, da. Tu când spui da? Pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru a te înrola în armata asta biruitoare a lui Hristos, când spui da? Dumnezeu să ne facă să spunem în seara asta. Că Domnul așteaptă răspunsul tău din seara asta. A spus, du-te! Am vorbit de traseu, de atitudine. Să mai vorbesc ceva de... Cât e ceasul? Cred că e gata. Du-te cu puterea pe care o ai. Câtă putere ai tu? Nu v-a ajuns, Corinteni 10:13, nicio ispită care să nu fie potrivit cu puterea omenească. Că Dumnezeu când îngăduie o ispită, trimite și modul ca să ieșiți din ea, să o puteți birui. 2 Corinteni 13:5. Pe voi înși vă cercați-vă, pe voi încercați-vă dacă sunteți în credință. Câtă putere avem? Că atunci când vorbeam de sursele de putere, spune Roman 15:15 că o putere ne-i dată ca un har al lui Dumnezeu. Ne-i dată ca un legământ care l-am făcut. În urma legământului care îl faci cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă o măsură de putere. Am întâlnit tineri care au spus, mă tem că nu pot ține. Altul a spus, Doamne, îmi spunea odată un vecin, eu nu iau pe Dumnezeu în băjocuri, eu dacă mă pocăiesc, dar mă tem că nu pot ține. Să știți de la mine, în momentul când închei legământ cu Dumnezeu, legământul ăsta îți conferă o unitate de putere, că Dumnezeu e credincios. Să înțelegem asta. Părtășia. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, au știrile, sufletul meu suspină, tânjește de dor pe curțile Domnului, inima și carnea strigă până și pasăre acolo. Dar mai jos spune, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopăr cu binecuvântări și acum ei merg din putere în putere și se înfățeajă înaintea Domnului în Sion. De unde puterea asta? De la părtășia frățească. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Ăștia merg din putere în putere. Știți ce doză, ce infuzie de putere primim noi la părtășia asta de la Duhul Sfânt? Că aici Dumnezeu ne dă putere. Mai există din Evrei 6:17, prin puterea unei vieți neperitoare. În momentul când trăiești o viață sfântă și curată, acolo viața aceea, trăirea aceea îți dă putere. Și Ioan spunea,
Dacă nu ne, 3:21, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Domnul să ne facă să trăim o viață curată, ca să avem putere de la El. Apoi există sursă de putere prin disciplinarea noastră. În Romanul 1:16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este, care știe? Puterea lui Dumnezeu. În Evanghelia asta e puterea lui Dumnezeu. Citiți-o, dragii mei. Mai lăsați internetul, mai lăsați alte preocupări, mai lăsați știrile. Aici, în Scriptură, e puterea lui Dumnezeu. Și asta e o metodă de disciplinare a noastră. Luca 21:36, dar voi rugați-vă ca să căpătați putere. În Isaia 58:11, El va da iarăși putere mădularilor tale, vorba de post. Postul, rugăciune, lecturarea Scripturii, sunt tot atâtea posibilități de a primi putere. Dumnezeu să ne dea puterea asta. În Iov 18:12, foamea îi mănâncă puterea. Știți de ce n-aveți putere? Că vi foame. Știți cu ce se hrănește sufletul? Cu rugăciune, cu scriptură, cu părtășie, cu post. Și cine nu hrănește, slăbește puterea. În Osea 7:9 spune, niște străini îi mănâncă puterea. Vă las temă pentru o casă. Identificați străinii din viața voastră care vă mănâncă puterea. Puterea asta duhovnicească, puterea Duhului, puterea care am primit-o de la Dumnezeu. Sunt străini care vin să ne o mănânce. Care străine aceia? Cum îi cheamă? Puneți-le voi un nume la străinii ăștia care vă mănâncă puterea. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrut să vă spun în seara asta că Dumnezeu ne cheamă la o lucrare măreață. Chemarea asta la mântuire e un har de care nu beneficiază toți. Eu am lucrat 35 de ani, ne adunam dimineața, mai ales lunea. Cine spunea că lunea pornește mai greu? Și fiecare povestea, eu am fost la meci, eu am fost nu știu unde. Câte unul spunea, eu am băut, mi s-a rupt filmul. Între noi erau oameni care au terminat dreptul, care au terminat ingineria. Și îmi spune, măi, oameni buni, dar vorbiți, am pretenții la voi, nu sunteți pocăiți. Vorbiți, domnule, de o carte care ați citit-o, mă de băut așa, și la mine porcul acasă mă bea și mănâncă. Se supărau pe mine. Și eu mă gândeam, cum oamenii așa de cuminți, cu atâta școală, cu două facultăți, măi, când îi spuneam de Biblie, lasă-mă cu pocăința ta, lasă-mă cu Biblia ta. Și am înțeles că chemarea mea la mântuire e un har de la Domnul, e o binecuvântare. Voi sunteți aici, că sunteți luați de Dumnezeu în evidență. Eu mă uitam așa când s-a uitat Dumnezeu de la înălțime, că ăștia au sateliți, tot fel de... Și ați văzut cum urmăresc fie mișcare. Când s-a uitat Dumnezeu la mine în sat, un sat cu uli, strâmbi, așa ea, a spus pe Dragoș, îl chem la pocăință. Pe Ion, îl chem la pocăință. Și alții de lângă mine nu. Voi aveți harul să fiți chemați de Dumnezeu la pocăință, să vă rolați în armata Lui. Dumnezeu să vă ajute ca să porniți în războiul ăsta sfânt, în lupta asta sfântă și să luptăm pentru Dumnezeu. Du-te cu puterea care o ai și Domnul va fi cu tine. Amin. Eram în Londra, vorbeam cu frații de acolo și îi spuneau, a căutat mai întâi împărăția, am spus, te trezești dimineața, faci o rugăciune, cânti o cântare, citești un cuvânt la care meditezi. Și unul spunea, frate, eu în Londra fac 2 ore până la servici. Când mai fac treaba asta? Și am spus, trezește cu o jumătate de oră mai repede. Acum sunt calendare de citit Biblia, pe care unii le respectă, sunt călăuziri, inspirație. Eu de foarte multe ori primesc de la Domnul un subiect, un gând și atunci îl studiez. Dar vă spun acum un secret. Eu cunosc multe pasaje din Biblie și multe versete de când eram așa ca voi, din anii de liceu, când eram la cămin, citeam Biblia, versete și capitole care le-am învățat atunci le pot reda acum. Acum le învăț un pic mai greu, cred că neuronii s-au mai tocit, sunt mai uzați și procesez mai greu informația. Eu vă rog tare mult, acum, în tinerețe, puneți mâna pe Scriptură și citiți.
Unii sunt foarte rigizi, își fac un program în care au timp de rugăciune, au timp de citire, au timp de părtășie cu Dumnezeu, sunt așa oameni. Eu să vă dau un exemplu practic, scrie acolo. Eu am mers mai mult pe călăuzirea lui Dumnezeu. Atunci când am primit predici, le-am primit în forme diferite. Deci au fost predici care le-am primit pe genunchi în secundă. Mi-aduc aminte, odată mi-a spus Duhul Sfânt, vorbește de minciună. Dar eu nu aveam studiat-o așa, organizat-o problemă. Ei bine, mi-a dat Duhul Sfânt un cuvânt despre minciună, de la origine și până la răsplată, tot spectrul ăsta al minciunii. Și am predicat. Altă dată am primit predica în vis. Au fost cazuri când am primit predica în vis. De exemplu, odată trebuia să predic la o nuntă și într-o adunare în care am predicat de 10 ori la nuntă, nu mai știam ce să predic. La nuntă cântările sunt aceleași, pasajul e acela, se schimbă mirii și predica. Atâta. Și am luat Biblia, m-am uitat, m-am foii, venit de la lucru, obosit, am visat seara un vis, eram în biserica aceea, a venit păstorul și a spus, frate Dragoș, predici tu și cu dumnealui. Era un bărbat îmbrăcat în alb, ai un text? Și eu am spus să citească fratele textul, pune-l înaintea mea. Și el a citit din Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum vă ierta și Hristos. Și spune, astăzi voi vorbi despre patru domenii în viața de familie în care trebuie practicată îngăduința creștină. Și au vorbit că în viața de familie au ales el patru domenii, în toate trebuie practicată îngăduința. M-am trezit dimineață, m-am dus acolo, am spus, frate Tudor, cine mai predică? Măi, ești numai tu. Măi, trebuie să mai fii unul. Nu, frate Dragoș, numai tu. Și atunci am înțeles că ăla a predicat pentru mine. M-am ridicat și le-am spus la tineri așa, pentru voi am primit o predică în vis, am ținut minte predica. Și le-am spus-o de 10 ori, pentru voi, îngăduiți-vă unul pe altul. La 2 săptămâni făceam treabă, vine el la mine, pace frate Dragoș, bă, dar unde e? E mașină, nu vrea să coboare. M-am dus eu, om bătrân, nevastă aici, hai, te rog, coboară, hai. I-am dus în casă, ne-am aranjat, i-am pus la masă, i-am împăcat, o pupat în fața mea, o plecat bucuroș. Și am spus, măi, am rezolvat ceva. La o lună, o dat divorțul, nu mai veni la mine a doua oară. Și o divorțat și în ziua de azi. De ce? Că ce le-am predicat eu, îngăduiți-vă unul pe altul, ei nu vreau să țină minte. Predica aceea am primit un vis. Altă dată mi-a fost dat un cuvânt, vai ce scormonit este Esau, Obadia 6. Cred că 3 săptămâni m-am gândit numai la predica asta. N-am avut nicio lumină. Odată când mergem la servici, am primit deodată tot schița de predică. Unii merg pe călăuzire pe care o dă Dumnezeu. Normal este să ne facem un program de citire a Scripturii, de rugăciune, zile de post, zile de părtășie. Acum alegeți dumneavoastră, dar normal e să fim disciplinați, că practicând disciplina asta ne intră în noi și nu-i ușor. Adică nu-i greu de practicat. Dar vă rog încă o dată, puneți mâna pe Scriptură acum. Citiți acum, învățați acum. O să țineți minte toată viața. Mai târziu, din experiență, vă spun, e mai greu. Numai, bun, am vrut să vă spun că sunt aproape 100 de întrebări. Aveam un prieten în Viena, a spus, băi, Dragoș, am 99 de meserii. Îmi mai trebuie una și mor de foame. Bun. E o întrebare serioasă din partea unui tânăr. Cred că îl cunosc după cum e întrebarea pusă și are nevoie de un răspuns. Ce să fac dacă nu am puterea necesară, nu-i pocăit, nu-i botezat, vine la biserică. Ce să fac dacă nu am puterea necesară să mă despart de prietena mea, vorbește cu ea de 3 ani, pentru că nu mă pot boteza și simt că nu mai pot continua așa. Deci vrea să se boteze, vorbește cu fata asta de 3 ani, e nepocăit, vrea să se boteze, nu se poate lăsa. Vă rog, scrie, ajutați-mă.
Mai, el trebuie să aibă o discuție serioasă cu fata asta, să prezinte situația lui, eu vreau să mă pocăiesc, dacă există o dragoste adevărată, ea va înțelege, se va pocăi și ea și pot continua împreună amândoi. Dacă ea nu vrea să se pocăiască, Domnul Iisus spunea, avea un avertisment, cine iubește mamă, tată, soră, frate, alții mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Că s-ar putea acum, din iubirea asta firească, să renunțe la Dumnezeu și mai târziu să plângi, mai târziu să se rupă iubirea asta și ai pierdut și căsnicia, ai pierdut și pocăința. Deci, între fată și Dumnezeu, eu rog să aleagă pe fată. Așa e normal. Dacă fata vrea să se pocăiască, au fost cazuri așa și au căzut de acord să iei amândoi botezul, îi mai bine, foarte bine. Dar când ai de ales între o tânără și Dumnezeu, alege-L pe Dumnezeu. Și dacă nu ai putere să renunți, roagă-te Domnul ca să-ți dea deslegarea asta. Știi cât e de greu când iubești pe o fată? Cineva spune așa că cea mai mare tragedie e să dai inima la careva care nu are nevoie de asta. Tu îi dai inima și ea nu are nevoie. Să te îndrăgostești de cineva și să n-aibă nevoie de tine. Trebuie să vină de la Dumnezeu o eliberare, o ușurare, roagă-te, Doamne, Doamne, scapă-mă de asta. Și vine momentul ăla de liniște, de care s-a vorbit, de pace, dar când ai de ales între Dumnezeu și ceva, alege-L pe Dumnezeu. Cum ne putem da seama dacă un băiat sau o fată este de la Domnul în vederea căsătoriei? Nu știu. Dacă un băiat sau o fată este de la Domnul. Acum, între cei doi trebuie să existe dragoste firească. Da. 2 Timotei 3 spune acolo, vor fi fără dragoste firească. Dacă ei, în primul rând, eu am avut fete care mi-au venit, frate Dragoș, am avut o lucrare că el e pentru mine. Și am spus, mă, îți place de el? Nu pot să-l sufăr. Păi dacă nu poți să-l suferi, atunci stai așa, nu te căsători cu el, că nu-i normal, da? Dacă nu poți să-l suferi, roagă-te Domnul, ori va pune sentiment de iubire în tine, ori dacă nu lasă lucrarea, că Dumnezeu poate să facă clicul ăla, că dacă la un băiet, la o fată, nu-i apare clicul ăla, dragostea e declanșată deodată, nu te căsători cu unul care nu ai dragoste firească. Acum, ca să știi că este din partea lui Dumnezeu, asta poți să ai o discuție cu el, să vezi părerea lui, înclinațiile lui, planurile lui și nu în ultimul rând să aștepți un răspuns de la Dumnezeu care vede dincolo de ce vedem noi. Cum putem afla lucrarea în care suntem chemați? Știm. Sunt lucruri și slujbe pe care ni le dăruiește Dumnezeu și care nu merg prin încercare. Eu vă spun acum, ne adunăm la rugăciune, întreb, este un proroc aici? Nu. Ea încearcă să prorocești tu. Nu putem. Dar sunt anumite chemări și slujbe pe care noi le putem deosebi prin a încerca. Eu când am ajuns păstor, am ales un grup mare de 37 de frați, unii căsătoriți, unii necăsătoriți, unii mai bătrâni cu familii care n-au fost folosiți și n-au fost vina lor și unii necăsătoriți. I-am oprit la urmă, i-am spus pe nume și le-am spus așa, oameni buni, eu vreau din voi să fac predicatori, vreau eu. Pe fiecare din voi a să vă pun la un timp de rugăciune. Am pretenția să vorbești 3 minute. Când nu mai știi ce să vorbești, spui, ne ridicăm și ne rugăm. A doua oară, o să vă dau eu un text, îl studiați o lună și faceți o predicuță mică. Iar eu îi urmăream, am început să-i pun. Urmăream dicție, stare emotivă, cunoașterea Scripturii. Pe unii nu i-am mai pus a doua oară. Dar pe unii i-am pus a doua oară și a treia oară. Când am făcut alegeri de comitet, după 4 ani, din 9 frați,
5 au intrat în comitet de cei care am pus eu prima dată la predică. Eu nu sunt păstor principal în adunare. Păstorul principal care e în biserică, eu l-am pus prima dată la 42 de ani. Pentru că nu l-a pus nimeni până atunci. Și el îmi spune, băi, Dragoș, am băieți la facultate, ăștia râd de mine acum. Mă, o trebuie să râdă până acum. Biserica și-a dat seama că are valoare, că este om serios și este păstorul principal al bisericii. Mai bun ca mine și mai pocăit. Deci, cum îți dai seama de chemarea care o ai? Câteodată e nevoie să probezi omul. Iar tu, o recomandare pentru chemarea în slujbă, încearcă să faci lucrurile de care este nevoie în adunare. Și făcând lucrurile de care este nevoie, tu îți dai seama dacă e pentru tine sau nu. În afară de asta, mergem și pe călăuzirea fraților. Frațe au datoria și păstorul de a identifica slujirea fiecăruia. Și sunt frați cu experiență care spune, măi, tu ești pentru asta, tu pentru asta. Dar tu trebuie să simți chemarea, eu asta aș vrea să fac. Cum să gestionez situația în care Domnul nu îmi răspunde la rugăciune, deși am așteptat și m-am rugat o perioadă lungă? Cum să gestionez situația? Măi, acum vorbim de călăuzirea lui Dumnezeu. Eu odată după ce m-au pus păstor, am dat demisia. Aveam niște probleme în adunare. M-a rugat Domnului de seara până dimineața și am spus, Doamne, dacă până dimineața nu-mi dai un răspuns, o lumină clară de la tine, eu dau demisia. M-am dus a doua zi la adunare, n-am primit niciun răspuns, dar eu m-am rugat sincer și cu lacrimi. N-am primit niciun răspuns, mi-am dat demisia. L-am sunat pe fratele Vasile Moloci, care știe, un bătrân de noi. Frate Vasile, am dat demisia. N-am primit niciun răspuns de la Domnul, mi-am dat demisia, am făcut bine? Nu, spune el. Băi, dacă Iona s-a aruncat în mare, îl mâncau rechine. Dar Iona a spus, luați-mă voi și aruncați-mă, ca să nu fie sinucidere. Dacă nu erai bun, trebuia să te dea adunarea jos. Dacă te-ai dat tu singur, ai să plătești. Până în ziua de azi plătesc. Pentru că eu am avut pretenții ca într-o noapte să îmi răspundă Dumnezeu. Și nu mi-a răspuns. Că Dumnezeu vorbește în felurite feluri. Și Habacuc spunea despre prorocie, drept. Eu spun și de dacă zăbovește, așteaptă ca să vie. Și de multe ori Dumnezeu, când vorbim de spectrul ăsta al călăuzirilor, câteodată Dumnezeu ne călăuzește prin împrejurări. Nu spune clar ce am de făcut, dar așa duce împrejurările când mă uit în spate, a fost călăuzirea lui Dumnezeu. Vă dau numai un exemplu. În biserica din Ierusalim era frumos la adunare, nu ca la Elim. Gândiți-vă că predica Petru, predica, nu știu, Ștefan, predica Ioan, predicatori. Dar Domnul i-a spus să se ducă în toată lumea, să vestească Evanghelia. Cum să te duci când la adunare dimineața e har, la amiază coborâ la subsol și venea Ștefan cu Filip, cu Prohor, cu Nicanor, cu Parmena și îi punea la masă și îi mânca. Unde să te duci? Dumnezeu a îngăduit o prigoană. Și prin prigoana a fost călăuzirea lor și s-a împrăștiestet și au ajuns creștinismul până la noi. O călăuzire prin împrejurări. Câteodată Domnul nu răspunde la ce îl întreb, dar așa conduci împrejurările, când ai trecut prin ele, spui, ăsta a fost răspunsul Domnului. Poți fi vindecat de anumite traume din trecut slujind pe Dumnezeu sau mai întâi trebuie să fiu vindecat și apoi să intru în slujire? Vindecarea de trecut. Când vorbim de Gedeon, Gedeon era un om instruit, cunoștea istoria, era un băiet harnic, bătea în teasc, era un om responsabil, era un băiet ascultător, că a făcut ce i s-a spus. Eu cred că mai înainte de a intra în slujire, va trebui să te pregătești sufletește. Să ai cugetul curat, să ai o mărturisire amănunțită făcută la un frate și să intre în slujire curat. Chiar dacă după aceea, de-a lungul slujirii, mai sunt lupte, mai sunt ispite, dar intrarea, nu, slujirea, să știi că nu te scapă de anumite deficiențe de caracter.
Că eu vă spun, noi nu suntem pocăiți după cum predicăm, după cum cântăm, după cum recităm, după cum ne organizăm. Noi suntem pocăiți după alte, după cât suntem de înfrânați, după cât iubim, după cât... Deci înainte de a intra în slujire, trebuie să fie o curățire, așa ca la stăruința după tot Sfânt. Ne mărturisim păcatele, venim înaintea Dumnezeu, ne iartă și intrăm în slujbă. Nu putem să slujim cu toate după noi. E o problemă, o întrebare foarte actuală în Timișoara. Cum putem combate problema consumului de alcool, care începe să se găsească tot mai mult în rândul tinerilor creștini, și fac eu și o paranteză, și se cochetează și cu ălea fără alcool, unii cu alcoolul. Vorbeam de fratele Vasile Moloci, un om la 80 de ani, a avut o întâlnire în biserică, cred că frate Vasile, câteva întrebări, așa cum îmi puneți voi mie. Și cineva trimite un bilet. Și moșul a pus ochelare, nu vedea bine, și citește că biletul era dacă îi permis de a bea bere fără alcool. El ia ochelare, citește, spune că un bețiv întreabă dacă îi voie de băut bere fără alcool. El nu spune un frate. El cum nu, un bețiv întreabă, păi nu a întrebat unul plin de Duhul Sfânt care vorbea în limbi dacă îi voie de băut bere fără alcool. Cineva a întrebat de asta și a spus, frate, ia 3 zile de post. Și după 3 zile de post a primit o întrebare de la Dumnezeu. Întrebarea asta vizează omul de afară sau omul dinăuntru? Voi vreți să consumați alcool pentru omul duhovnicesc sau pentru cel firesc? Iar omul cel firesc trebuie răstihnit împreună cu patimile lui. Odată la Sângior se ruga un frate, Doamne, fă să țină cuile. Băi, aude cineva că se roagă, eu am fost acolo. Ce rugăciune asta? Băi, ce înseamnă fă să țină cuile? O zic că, frate, firea mea am răstignit-o. Așa spune. Și așa se zbate, și așa s-ar întoarce înapoi, și așa nu-i convine, că dacă se dă jos de pe cruce, îți om terminat. Spune, Doamne, fă să țină cuile. Noi firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Când vrei să bei bere fără alcool și vrei măcar un pic de miros, de damf de ăla, e pentru omul duhovnicesc sau omul firesc? Cum poți scăpa? Eu vă spun un lucru. În viața mea n-am pus vârful limbii pe bere, pe vin, pe nici alcool deloc. N-am pus vârful limbii în 62 de ani. Și mulțumesc Domnului, am 100 și ceva de cine. Nu se moare. Sper să nu mai veniți cu întrebarea asta după ce pleacă fratele Dragoș la noi. Cum poți scăpa de duhurile dobândite după ce te-ai uitat la tot fel și fel de filme? Ai dobândit niște duhuri care te chinuiesc. Măi, în spatele fiecărui păcat există un duh. Filipeni 2:3. Nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Când apare o ceartă așa, acolo e un duh de ceartă. Eram într-o familie în care a spus prorocul așa, măi, văd la voi că vine un duh, vă ațâță, se dă deoparte și voi vă certați câteva ceasuri și el râde de voi. Cearta e dată de un duh de ceartă. Împărați 22:22, cum l-aveți? Voi fi un duh de minciună, că minciuna e dată de un duh de minciună. Osea 5:4, duc de curvie, Deuteronom 31:27, duc de răzvrătire. În spatele păcatelor sunt niște duhuri. Dar sunt unele duhuri atât de puternice care creează dependență. Cum e tutunul, e alcoolul, e pornografia, e jocurile de noroc, e drogurile. Aici în spate sunt niște duhuri foarte puternice. Duhurile astea scap de ele prin mărturisire. Care e avantajul mărturisirii? În primul rând, 1. Scap de consecințele păcatului. Când te-ai mărturisit, ai scăpat de consecințele păcatului. 2. Scap de influența acelor duhuri. Că tu te duci, în spate e un duh, tu te mărturisești și îl dai de gol.
Într-o adunare, un frate care îl cunosc bine, a avut o vedenie. Când se intre în adunare, era diavolul la ușă. Și ăsta a surprins, ce cauți tu la ușa adunării? El spune, am venit să dau la pocăiți înapoi ce le-am luat. Și spune, dar ce le-ai luat, mă, și ai de dat înapoi? Le-am luat rușinea și i-am făcut să păcătuiască. Acum le-o dau înapoi ca să nu se mărturisească. Rușinea ar trebui când păcătuim, nu când ne mărturisim. Dar prin mărturisire ieși de sub influența acestor duhuri. Prin mărturisire ai șansa unui nou început. Prin mărturisire. Eram într-o adunare, acum nu chiar la răspuns la întrebare, eram la adunare, vine o soră de 80 ceva de ani la mine. Nu vă spun ce, când și unde, poate e moartă și e putre de acum. Și spune, frate Dragoș, eu în adunarea asta sunt perceput ca o mamă în Israel. Dar eu, după ce m-am căsătorit, într-o împrejurare neatentă, am păcătuit odată. De atunci au trecut 60 de ani. Frate Dragoș, eu n-am liniște, n-am pace. Când vine un grup de proroci la adunare, eu îmi caut de lucru acasă, mă tem să nu mă descopere. Ce să fac? Și am spus, măi femeie, ai stat 60 de ani cu păcatul ăsta, ai 80 ceva de ani, te apropii de moarte? Am asigurat-o din Scriptură, din mărturisire, Proverbe 28:13 spune, cine își ascunde fără de legea nu propășește, dar cine o mărturisește se lasă capătă îndurare. Asta mai multe zile. Ea spune, măi frate, tu poți să-mi fii nepot? Nu, băiet. Vin a doua zi, stau de vorbă cu ea și îmi spune, frate, așa bine că azi noapte n-am dormit niciodată. Am plâns înaintea lui Dumnezeu, am mărturisit păcatul, ți l-am mărturisit dumitale, am scăpat, m-am ușurat. Sunt duhuri care ai vizionat pornografie sau ai văzut nu știu ce. Sunt niște duhuri foarte puternice. Ca și jocul de noroc. Am întâlnit familii ruinate din cauza jocului de noroc. Trebuie mărturisire sincere și ajutorul unor frați și rugăciuni ca să te elibereze. Credeți că... La ce număr ești? Ori mai intrat 100 de atunci. Bun. Mai mergem puțin și că văd că încă mai poți. Credeți că în slujire există predestinare? Te poate alege Dumnezeu în pofida voinței tale? Problema predestinării nu o rezolvăm noi acum. Eu cred următorul lucru. La mântuire sunt chemați toți oamenii, la anumite slujiri există predestinare. Când Dumnezeu te-a ales ca pe Pavel din pântecele mamei tale, ca să faci o lucrare. Ce să fac dacă cu băiatul cu care vorbesc amână implicarea în slujire? La noi era fratele Simeonuc. O vorbit o oră despre venirea Domnului, trâmbițele, de prima trâmbiță, a doua trâmbiță, a treia trâmbiță. O spune, fraților, dacă aveți o întrebare acum, să ridică unul, spune, frate Simeonuc, îi voi la mormântare să facem coroane? Dar hai că asta e legată de slujire. Dacă băiatul amână sau refuză să intre în slujire, da? Asta e întrebarea? Da. Bine, chemarea în slujire trebuie să o simtă el, nu tu. Deci el trebuie să simtă chemarea lui Dumnezeu, că l-a chemat Dumnezeu la slujire. Acum vă mai spun un lucru. Sunt surori și neveste de slujitori care vor promova bărbatul sau prietenul mai mult decât îl cheamă Dumnezeu. Deci ăla în cauză trebuie să simte chemarea la slujbă. Dar dacă este un leneș, el are posibilități, îi chemat și nu vrea, roagă-te pentru el, lămurește-l, ce să mai poți face altceva? Dar chemarea trebuie să o simtă fiecare, nu altul pentru... Frate Dragoș, simt chemare din partea lui Dumnezeu, dar nu am îndrăzneala și nu mă văd în stare să pot sta în fața oamenilor să vorbesc. De asta am spus, teama de eșec, teama de responsabilitate. Eu i-am spus că la fratele Gheorghiță, că te pun la predică, nu mă pune că nu pot. Și el m-a întrebat, dar de câte ori ai încercat? Începe într-un grup restrâns. Dar nu știu ce chemare,
dacă este o chemare la predicare, poate fi la predicare, începe să ai un schimb de păreri, cercetează cuvântul, ai un schimb de opinii cu frații tăi ca să te convingi că învățătura e bună. După aceea începe cu lucruri mici, cu lucruri mărunte, du-te într-un sat undeva, dă un îndemn de rugăciune și apoi vei crește. Că una din caracteristicile darului este că pot fi înflăcărate, adică crescute. Înflăcărează darul care e în tine. La un moment dat îți va spune cuvântul și rutina, și experiența, și cercetarea continuă, dar încearcă, încearcă un pic. Că teama asta de eșec nu e de la Dumnezeu. Câteodată avem un complex de inferioritate pe care noi îl confundăm cu smerenia. Nu-i drept. În trupul lui Hristos nu trebuie să fie complexul ăsta de inferioritate. Piciorul nu poate să spună, pentru că nu sunt ochi, nu sunt trup. Ba da, ești acolo. Se poate ca un copil să fie îndrăcit sau să aibă duhuri un copil? Se poate. Se poate. Am întâlnit cazuri din astea când copiii, încă de mici copii, aveau manifestări din astea aproape demonice, zgâria, rupea, făcea, nu știm de ce, poate o moștenire, un păcat pedepsit de părinți, poate o metodă de a întoarce. Eu am întâlnit copii din ăștia și când au venit la mărturisire, au spus, na, eu am trăit cu bărbatul meu înainte, acum recunosc, na, așa. Deci poate o metodă în care Dumnezeu îi vrea pocăința lor. Câte zile de post ne recomandați pe lună, pe lună, ca să putem primi biruința împotriva păcatului? Mai nu toți sunt la fel. Nu toți sunt la fel. Noi, prin post, de fapt e un act de smerenie. Câteodată când trupul ăsta, când firea o e înainte, noi o supunem la tot felul de restricții prin post. Noi aveam tineri, avem un grup de tineri foarte buni. Tineri de acum sunt mai buni decât am fost noi. La un moment dat am înțeles că aveau și 5 zile de post pe săptămână. Odată povestea cu grup de Ucraina, odată cu adunarea, odată cu cei din Mărlad, am stat de vorbă cu părinții și ne-am spus, măi, și postul ăsta e exagerat, nu-i recomandat. Voi sunteți tineri, sunteți în creștere, aveți de învățat, trebuie să vă ducă. Că unii, în ambiția lor, au luat zile de post nenumărate, dar Biblia spune că cine distruge trupul ăsta, cine nimicește trupul, va nimici Dumnezeu. Noi avem niște marje în care putem posti. Deci niciun post exagerat de lung și mai ales nu-i bine justificat, nu-i bun, dar fiecare are, știe că se postească. Na, fariseii posteau de 2 ori pe săptămână. Nu-i la tot la fel. Dar postul și înfrânarea sunt recomandate. Tot ne scrie cineva, nu vreți să-mi răspundeți la întrebare. Adică nu am pus întrebarea. Punem să vedem, cred că e o fată. Cum să procedăm ca fete dacă un băiat ne acordă atenție și primim semne că e interesat, însă nu are curajul să înainteze, să meargă mai departe. Înaintați reciproc, ajută-l. S-ar putea să fie un băiat bun, să fie mai timid, să fie interesat de tine, dar să se teamă de eșec. Dă-i semne că ești tu interesată. Așa umilește vorbind, prietenește, ca niște pocăiți. Trebuie câte unii ajutați, da. Ce să facem pentru a avea călăuzirea lui Dumnezeu în privința locului de muncă și a căsătoriei? Măi, călăuzirea lui Dumnezeu are multe forme de a se manifesta. Odată călăuzirea vine prin Scriptură, odată prin daruri profetice, odată prin împrejurări, odată prin vocea Duhului în interiorul nostru. Acum când vorbești de profesie, să fie ceva ce-ți place. Și eu am copii care spun, măi, ce faci? Tata, încă nu știu ce fac. Măi, dar gândește, ceva ce ți-ar place. Aici e o călăuzire la nivel personal. Eu am avut o fată care a vrut să dea la medicină. Tata, nu dau că nu-mi place, în veci, o făcut drept, o terminat drept. Nu-mi place la medicină, nu mă chinui cu medicina. E atunci, vezi și disponibilitatea ta și abilitățile care le ai. Iar în căsătorie am spus,
călăuzirea care o dă Dumnezeu, stai înaintea lui Dumnezeu, ceri părerea lui Dumnezeu, stai de vorbă cu băiatul sau cu fata, vedeți planurile care le aveți de viitor, dacă vă înțelegeți. Și o ultimă întrebare, ați ajuns la 200. Dacă Dumnezeu mi-a dat prea mulți talanți și nu am timp să-i folosesc pe toți, cum să fac? Care-i? Să se ridice în picioare, să-l vedem. Toată lumea, nu a gătat întrebarea, toată lumea îmi spune să continui cu toate, dar eu nu mai rezist. Mie îmi spunea cineva că în România sunt doctor în electronică, iar în Japonia este doctor în dioda țet. Adică el e doctor în atâta, noi suntem în atâta. De regulă, un om când face foarte multe lucruri, nu va face performanță în anumit ceva, de regulă. Eu odată eram într-o adunare, cineva conducea programul. O condus programul și a spus, corul va cânta o cântare, fratele va recita o poezie, corul de copii va cânta o cântare, vom continua programul. S-a dat jos după amvon, o dirija corul, s-a așezat înapoi, a venit cineva, a recitat o poezie, s-a dat jos, o dirija corul de copii, după care au trecut și au început a predica. Eu am spus, măi, omul ăsta, capabil, capabil, ăsta om într-o zi obosește. A obosit 3 ani de zile, nu a mai făcut nimic. O dată am stat de vorbă cu el până la 2 dimineața. Băi, până acum le făceai pe toate, acum de ce nu vrei să faci măcar unul? E adevărat că Dumnezeu la unul dă un talent, la unul 5, la unul 10, dotările nu sunt la fel, e alegerea lui Dumnezeu. Dar să ai așa de mult talanți încât să nu poți lucra, să te obosească, parcă nu cred asta. Alege din asta călăuzirea lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu în mod special. Și de multe ori, noi am mai spus mai înainte, slujim acolo unde e nevoie. Eu dacă mă duc la un bolnav, eu cânt, de exemplu. Acum nu steamă cântăreț, că nu cânt în loc. Eu cânt, mă duc la un bolnav și îmi spune, frate Dragoș, fă o rugăciune. Dar eu sunt cântăreț, nu pot să mă rog. Nu, fă ceea ce este nevoie. Așa afli de multe ori darul și chemarea ta. Lucrând la ce este nevoie. Iar acolo, eu nu cred că Dumnezeu a împovărat pe unul cu talanți ca să se prăbușească. Atâtea daruri o dat că nu mai poate sluji cu ele. Să fii foarte atent dacă sunt de la Dumnezeu, că într-o anumită direcție, la predică, unul are un talent și unul are 10. Eu îl ridic pădărea la înainte la cel cu 10, că sunt. Dar să ai toate darurile ca Apostolul Pavel, nu, e cam greu de crezut. Ceri călăuzirea și fă lucrul care îl poți face cel mai bine. Amin.